Dacă nu-i prea mult, vă invit să vă ridicați. Marcu, capitolul 10, versetul 17, pagina Sfintei Scripturi, Tălcea Cornilescu, 974. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a genunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: îți mai lipsește un singur lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Amin. Vă rog să vă reașezați. Așa cum se spunea, vă aduc salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania, și salutul bisericii noastre este: Maranata, Domnul nostru vine, că noi toți îl așteptăm pe Domnul să vină. Slăvit să fie Domnul! De asemenea, din partea familiei noastre, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 9 copii, avem 6 copii căsătoriți, 13 nepoți și al 14-lea pe drum, și suntem o familie binecuvântată, ca și ale dumneavoastră, și pentru familia noastră și pentru familia dumneavoastră spunem din toată inima: Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumesc pentru harul acesta pe care Domnul ne l-a dăruit, pentru dragostea fraților, fratelui Luigi și a celorlalți frați care și-au exprimat-o să fim împreună cu dumneavoastră. Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim și la căsătoria de dimineață și pentru aceasta spunem: lăudați să fie Dumnezeul nostru! Imaginați-vă că Domnul Iisus se pregătea să plece dintr-o cetate într-o altă cetate. Noroadele îl împulzeau și Biblia ne spune: când era gata să pornească la drum, alerga la el un om. Nu era orice om, era un tânăr bogat, care moștenise probabil o avere din partea părinților sau din partea altcuiva. Un om respectat și respectabil în același timp. Și cu toate acestea, cuvântul Domnului ne spune, s-a aruncat efectiv cu fața la pământ. A îngenunchiat. Nu era mochetă, nu era nici măcar parchet. Era undeva în praful drumului. A îngenunchiat înaintea Domnului Iisus și a avut o conversație cu Domnul și Domnul cu el. Ca în cele din urmă, în urma acestei conversații, deși în timpul acesta evanghelistul Marcu spune Domnul Iisus l-a iubit, s-a uitat la el și l-a iubit, l-a îndrăgit. Cu toate acestea, imaginați-vă, se ridică și pleacă întristat. Să vii la adunare, să fii binecuvântat de Dumnezeu, să te cerceteze Duhul Sfânt, să-ți vorbească Domnul, și să pleci acasă întristat, din fața lui Dumnezeu. Vă puteți imagina? Și mesajul pe care Domnul l-a pus pe inimă după multe frământări în această după masă este acesta: o șansă pierdută înainte de plecare. Înainte să plece Domnul Iisus dintr-o localitate în altă localitate, tânărul acesta, bogatul acesta, a pierdut șansa mântuirii, șansa vieții veșnice. Același Iisus Hristos este gata să plece nu dintr-o cetate în altă cetate, este gata să plece din cer spre pământ, să-și ia biserica. Mai credem asta? Și Duhul și Mireasa zic, vino, și biserica Domnului să zică din toată inima, vino Doamne Iisuse. Încă puțină și foarte puțină vreme, Evrei capitolul 10, versetul 37, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cred din toată inima lucrul acesta, știu că credeți și dumneavoastră și ne rugăm Dumnezeu să ne întărească. Cum a reușit să plece din fața Domnului Iisus Hristos, iubit de Domnul? Cum a reușit să aibă această atitudine? Este extraordinar, este dureros, oameni buni. În primul rând, uitându-mă la experiența lui, tânărul acesta a vrut să aibă o relație cu Domnul doar prin expresii frumoase. Oameni buni, expresiile frumoase sunt bune, dar nu sunt suficiente. Nu-L mulțumesc pe Dumnezeu. Cuvintele frumoase spuse de pe buze, eu știu, așezate frumos, nu-L mulțumesc pe Dumnezeu.
Luca capitolul 9, versetul 57 ne spune: când Domnul Iisus era pe pământ, cineva din mulțime, o mulțime mare, oameni mulți, poate mii de oameni, a strigat: te voi urma oriunde vei merge. Ce expresie frumoasă! Și Domnul se uită la el și spune: omule, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Pentru că Domnul nu este mulțumit să privească doar expresii frumoase. Dumnezeu se uită la inimă, oameni buni. Duhul Sfânt cercetează inima noastră și în această seară. Și spunem din toată inima: lăudat să fie Dumnezeul nostru. Și Petru face o afirmație extraordinară în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, de la versetul 30 și 31, unde Domnul îi spune că diavolul i-a cerut să cearnă ca grâul. Și Petru spune: Doamne, eu mă duc cu tine oriunde, în temniță și la moarte. Eu am spus și fraților de la Betania din Cluj, vă spun și dumneavoastră, când se cântă cântări din astea, să se cutremure munții, nu ne temem. Eu nu chiar cânt. Eu nu chiar spun nu mă tem. Să ne arunce ca pe Daniel, pregătiți despre Daniel, în groapa cu lei. Eu mă mai opresc așa, nu chiar cânt. Bă, n-am văzut niciodată un leu față în față. N-am văzut niciodată pus într-o astfel de ipostază. Am predicat ani de zile în pușcările din Transilvania împreună cu fratele Robert și cu fratele Victor și cu alții. Și când mergeam la maximă siguranță acolo, la gherla, când se închidea a treia ușă în spatele meu și îți drângănea așa, de fiecare dată tresăream. Și mă gândeam, dacă la întoarcere gardianul acela mi-ar spune: domnul pastor, s-a schimbat legea între timp, că în România așa se schimbă. Nu mai puteți ieși afară, numai dacă semnați un document că vă lepădați de credință, de Hristos. De fiecare dată mă gândeam: Robert, sunt gata să plătesc un preț? Sunt gata să-mi rămână luminița cu copii mulți, mici? Sunt gata să rămână soția fără mine și să rămân acolo în spatele gratilor și să plătesc prețul acesta? Să spunem frumos, în condiții de libertate, să ne exprimăm, da? Dumnezeu vrea mai mult. Mă duc cu tine în temniță și la moarte. În capitolul 26 din Matei, când Domnul le spune: se împlinește vremea, bate voi păstorul, oile turbei vor fi risipite și voi toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Petru face un pas în față și spune: îi vezi pe ăștia? Dacă toți te trădează, uită-te la mine. Eu mă duc cu tine în temniță, mă duc cu tine la moarte. Și Domnul îi spune: înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda la mine, de mine, de trei? L-a crezut Petru pe Domnul? Nu l-a crezut. Se plângea parcă Domnul în Isaia, în capitolul 29, versetul 13, de poporul lui, și parcă este atât de valabil pentru vremea noastră. Și spunea Dumnezeu ca o nemulțumire din inima lui Dumnezeu. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine este o învățătură de datină. Se tem oamenii de război. Se tem de arme nucleare, se tem de pandemie, se tem de moarte. Se tem oamenii să păcătuiască? Se tem? Se pare că nu, oameni buni. Se pare că Dumnezeu, se pare că oamenii au o frică de Domnul din asta, de problemele care îi frământă. Mă rog în această vreme să ne cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să trecem de la expresiile frumoase, doar expresii frumoase, și să ne întoarcem din toată inima la Domnul. Și biserica Domnului spune: amin, lucrează Dumnezeu. A pierdut șansa mântuirii, șansa vieții lui în al doilea rând, pentru că s-a bazat pe fapte și a considerat că strădania personală e suficientă pentru mântuire. Ce să fac să fiu mântuit? Ce să fac? Ce să fac să am viața veșnică? Și s-ar putea să vă surprindă răspunsul: nu poți să faci nimic pentru viața veșnică. Nimic. Pentru că viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Și spunem din toate mă lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Apostolul Pavel spunea Efesenilor capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este, spuneți tare, darul lui Dumnezeu. Darurile se plătesc la dumneavoastră? Nu. Da, mi se plătesc darul? Păi nu se plătesc. Felicitări, frate păstor. Felicitări și pentru un astfel de dar, și pentru un astfel de gest, pentru o astfel de apreciere a unui coleg. Spun și eu pentru fratele Mărdus, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Și pe toți slujitorii, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Eu încă n-am trăit să se roage ceva pentru mine în biserică, că am plinit o anumită vârstă, măcar că am mai împlinit și eu câte ceva prin harul lui Dumnezeu. Asta este frumos, este de apreciat.
Ne ferim să-i apreciem, dar nu ne ferim. Nu la dumneavoastră, la noi se întâmplă. Nu poți face nimic pentru mântuire, nu poți face nimic. Nu poți adăuga nimic. Mântuirea, oameni buni, este prin credință în jertfa lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Și jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru mântuirea noastră. Și toți care crede, spunem, glorificat să fie Domnul Iisus. Glorificat să fie Domnul Iisus. Nu-i nevoie nici de Sfânta Paraschiva, nici de Sfântul Anton. Nu-i nevoie nici de Sfânta Maria, nu-i nevoie nici de alte figuri, eu știu, religioase. Nu este nevoie. Iisus Hristos este singurul mijlocitor. Iisus Hristos este singurul mântuitor. Iisus Hristos este Cel care a murit pentru mine și pentru dumneavoastră. Și strigăm la Betania, în Chicago, încă o dată, lăudat să fie numele Lui. Ce să fac? Nu ai ce să faci. Nu ai ce să faci, nu poți să faci nimic pentru mântuirea ta. Este darul lui Dumnezeu. Uitându-ne la faptele noastre, spunea Isaia în capitolul 64, și toate faptele noastre sunt ca o haină mânjită. Ca o haină mânjită. Mă străduiesc să fac bine, din nou cad. Dacă stau în picioare, stau că mă ține Dumnezeu. Dacă sunt ceea ce sunt, sunt pentru că Dumnezeu a avut milă de mine. Și spunem, glorificat să fie Dumnezeul nostru. Ce să fac? Vreau să fac ceva pentru mântuirea mea. Nu poți să faci. Dar continuă cuvântul lui Dumnezeu în același Efeseni, capitolul 2, de la versetul 9 și 10, și transmite cuvântul Domnului că și faptele bune au fost pregătite de Dumnezeu mai dinainte să... Ce să facem? Să umblăm în ele. Nu facem fapte bune ca să fim mântuiți, ci facem fapte bune că suntem mântuiții Domnului. Că Dumnezeu a avut milă de noi, că Dumnezeu ne-a chemat dintr-o lume pierdută, că Dumnezeu ne-a ridicat din praful și cenușa drumului. Și spunem, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Este extraordinar ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru mine și pentru dumneavoastră. Oameni buni, omul acela special din Scripturi, din Fapte capitolul 10, un om care avea niște calități extraordinare, da, sigur, era roman, dar cu toate acestea, citim despre el, despre sutașul Corneliu, despre faptele lui extraordinare, despre trăirea lui extraordinară. Și vă citesc poate două sau trei versete din cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta, versetul 2, era cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, făcea multe milostenii în rodul lui și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și în descoperirea pe care o are din partea lui Dumnezeu, îi se spune, trimite niște oameni pe strada cutare, la omul cutare, cheamă la tine în casă ca să spună ce trebuie să faci. Ce să mai fac? Un om cu astfel de calități, ce mai trebuia să facă? Știi ce trebuia să-l facă? Să-l primească pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Că nu există mântuire fără Iisus Hristos. Nu există viață veșnică fără Iisus Hristos. Nu există acces la Dumnezeu fără Iisus Hristos. Și spunem încă o dată în această seară, lăudat să fie Domnul Iisus. Lăudat să fie Domnul Iisus. A pierdut șansa mântuirii, șansa vieții lui, în al treilea rând. Pentru că a considerat că în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu operează legea compensației. Domnul Iisus i-a spus despre lege, ce scrie în lege, câteva lucruri, să nu furi, să nu ucizi, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. Și uitându-se la Domnul, tânărul acesta a spus, toate aceste lucruri le-am păzit, știți cum? În Evanghelia aceasta spune cu grijă, într-o altă Evanghelie spune cu strictețe. Și Domnul s-a uitat la el și a spus, îți mai lipsește un lucru. Dumneavoastră, câte vă mai lipsesc? Mie câte mai îmi lipsesc? Mie, dar eu vin la biserică, eu sunt un om extraordinar, mă duc și joia, și marța. E adevărat că mi se întâmplă câteodată, ca să ies dintr-o anumită situație, mai spun câte o minciunică, nu-i mare, e una mică. E grav? E grav? Da, sunt un om cum se cade. Dom'le, dar când mă mai enervez câteodată, sigur, în trafic, mai fac, mai spun, mai trântesc ușa acasă. E grav? De altfel iubesc pe frați, dar am eu așa o rezervă față de cineva. Pe unii îi îmbrățișez cu drag, pe alții dacă s-ar putea să nu-i văd. E grav? Ție câte îți lipsesc?
mie câte îmi lipsesc? Îți mai lipsește un singur lucru. Și nu funcționează legea compensației, doar vede Dumnezeu, că nu suntem arhanghel, suntem niște oameni, domnule, greșim. Și toți greșim în multe feluri și când e vorba să ne consolăm și să ne apărăm, știm versete din Biblie și știm multe și multe exemple. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Și ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El... Credeți că Domnul este? Și credeți că Domnul este prezent în adunare în această seară? Duhul Sfânt este prezent la Betania? Măriți să fie Dumnezeul nostru. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea va se cera. Asta e Biblie, oameni buni. Asta e Biblie. Nu glumim cu Dumnezeu, nu glumim cu păcatul. O, m-a mai scăpat. Nu te-ai scăpat. Mai trage unul câte o jurătură, spune că s-a scăpat. Nu s-a scăpat, o avea în interiorul lui. Atunci când derapezi, nu te-ai scăpat. Atunci ai o problemă, ai o frământare, ai o luptă, ai ceva nerezolvat. Și e grav, e foarte grav. Pentru că mă uit la biserica din Efes. Așa ca un exemplu din Apocalipsa, prima biserică căreia Domnul îi transmite mesajul acela. Și uitați-vă la calitățile acestei biserici, extraordinar. Dom'le, când mă uit la primele versete care vorbesc, transmit bisericii acestea de la versetul 2, dom'le, eu apreciez ca o biserică extraordinară. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, nu poți suferi pe cei răi, ai pus la încercare pe cei ce sunt, că spun că sunt și nu sunt. Era darul descoperirii, nu puteai să te duci și să dai drept altul. Așa să se întâmple, că o trecut, că o făcut, că o spus și nu era. Nu, acolo descoperea Duhul Sfânt. Știu că ai răbdare, știu că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Dar atenție, dar ce-am împotriva ta este că, adică nu ai pierdut dragostea din tâi, deliberat ai acceptat să părăsești dragostea din tâi. A părăsi înseamnă a accepta deliberat. Și pentru aceasta, dacă le am pe toate celelalte și lipsește una, adu-ți aminte de unde ai căzut. S-ar putea să predic Evanghelia, să fiu căzut. S-ar putea să fiu membru în biserică, să fiu căzut. S-ar putea să iau cina Domnului, să fiu căzut. S-ar putea să fiu apreciat și să fiu căzut. Tu știi de unde ai căzut. Tu știi unde e vulnerabilitatea ta, tu știi unde e neputința ta, tu știi unde e apăsarea ta. Rezolvă, că este vremea pocăinței, este vremea harului, este vremea îndurării. Întoarce-te și pocăiește-te. Tu știi de când nu te mai cercetează Duhul Sfânt ca și altă dată. Tu știi de când nu mai este prezența lui Dumnezeu în viața ta. Tu știi. Tu știi de când nu te mai poți ruga. Tu știi că nu mai ai bucuria să vii la biserică, se spunea joi, seara, marță. Tu știi. Tu știi frământările tale, luptele tale, eșecurile tale, tu le cunoști. Și cu toate cosmetizările pe care le încerci, tu știi foarte bine ce e interiorul tău. Și Domnul în această seară, frate Bujor, îți spune, întoarce-te și pocăiește-te. Dar nu funcționează legea compensației, nu. Degeaba predic, degeaba alerg, degeaba mă zbat. Degeaba fac 60.000 de kilometri pe an în România, să alerg să predic Evanghelia, să slujesc. Dacă am o problemă nerezolvată, aceasta, mă desparte de cer, mă desparte de Dumnezeu, mă desparte. Pentru că au venit cei din Matei capitolul 7 și au spus, Doamne, n-am prorocit noi, n-am predicat noi, n-am făcut noi, n-am dres noi, duceți-vă, că nu vă cunosc, aveți o problemă nerezolvată. Vă predic și mă tem. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. Pentru că spunea Domnul prin Iacov, capitolul 2, versetul 10, cine împlinește toată legea și greșește, în câte? Într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Și în ultimul rând vreau să spun
a pierdut șansa mântuirii, șansa vieții veșnice, că n-a reușit să renunțe la ce oferea lumea și să accepte ce oferea Iisus. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, ia-ți, ziceți tare, ia-ți crucea și urmează-mă. Ce oferea lumea, lui oferea bani. Ce-ți oferă dumitale, nu știu. Ce oferă Iisus? Iisus oferă crucea. Crucea. Dacă vrea cineva să mă urmeze, Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23, ce să facă? Să se lepe de sine, să-și ia crucea. Crucea. Iisus oferă crucea. Ce frumoasă era cântarea cea veche. Ia crucea lui Iisus pe umăr și du-o după el arând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai suspinând. Și versul spune, Iisus Hristos te va cunoaște, nu după numele ce-l spui. Acum Domnul nu va striga că am fost președinte, că am fost, ci după ranele îndurate sub crucea ta, sub crucea lui. Vrem crucea? Suntem gata să purtăm crucea. El a purtat-o înaintea noastră și în locul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Și spunea în Luca, capitolul 10, versetul 3, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu vreau să vă ridic mâna printre cei mai bătâni, câți ați fost pe la miei, ați umblat pe la oi, pe la... Eu am fost slugă și la oi și la capre. În copilăria mea. Și vreau să vă spun, pe mine nu m-a mușcat niciodată vreun miel. Îi cineva aici care l-a mușcat vreodată vreun miel, să rămâneți să discută. Câinii m-au mai mușcat, dar miei niciodată. Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și imaginați-vă unde vreți dumneavoastră, o poiană cu 20 de miei, cu câți vreți dumneavoastră, și să vină o haită de lupi flămândă. Ce șanse au miei ăștia? Omenește niciuna, dar cu noi este marele păstor, slăvit să fie numele Lui, care n-a pierdut, că n-a pierdut nicio bătălie niciodată. Și acum suneam prin El, suntem mai mult decât biruitori și strigăm în această seară, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. O cântare veche spune, Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna ta și îngădui numai cât putem purta. Eu nu știu cui vorbesc în această seară. În primul rând îmi doresc să vorbesc mie și soției mele. Și apoi dacă sunt aici oameni pe care să-i cerceteze Duhul Sfânt, Dumnezeu să-ți dea putere. Nu pierde șansa mântuirii, nu pierde șansa vieții veșnice. Nu te încurca cu lucrurile din lume și nu pleca trist în această seară, pentru că Hristos este prezent în adunare. Pentru că Domnul vrea să-ți dea putere seara aceasta, Domnul vrea să te ridice seara aceasta, Domnul vrea să-ți dea vindecare. Dacă sunt suflete nemântuite, Dumnezeu să le mântuiască în această seară. Mâine nu se știe, mâine nu se știe. Mâine e prea periculos, săptămâna viitoare e prea periculos. Eu știu peste un an sau nu știu, este prea periculos. Seara aceasta este seara mântuirii. Seara aceasta este seara eliberării. Seara aceasta este seara când această șansă a vieții veșnice este la îndemâna ta. Ce vei face? Ce vei face? Vei ignora? Vei da cu piciorul? Vei spune, va mai fi o altă dată? Sau în această seară vei lua o decizie să te prăbușești în fața lui Hristos. Hristos nu-ți dă numai crucea. Hristos îți dă bucuria mântuirii. Hristos îți dă perspectiva cerului. Hristos este cu tine, Hristos este cu mine. Hristos ne călăuzește în fiecare zi. Hristos ne ține de mână, Hristos ne dă biruință. Și strigăm în această seară, mărit să fie numele Lui. Dar să pleci în această seară cu Domnul Iisus și să nu pierzi șansa mântuirii. Încă e printr-o experiență care am mai spus-o pe la evanghelizări în iarna aceasta, poate ați auzit-o, că mulți m-au salutat și au spus,
pe internet v-am văzut ultima dată sau în sfârșit. Și asta e bine și rău uneori. Era înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, vineri, și m-a sunat un frate păstor din zona Iași. Mi-a spus, frate Bujor, este un cetățean în spital, la oncologie. Părinții lui au fost pocăiți, o familie extraordinară, a avut mulți copii, ăsta e cel mai mic din familie. Toți s-au pocăit, și copiii, părinții au fost oameni extraordinari, au plecat la Domnul. El nu s-a pocăit niciodată. Acum, fiind la oncologie, într-o stare destul de gravă, a luat decizia să se boteze. Dacă ați putea să mergeți să-l botezați. Era vineri seara înainte de sărbătoarea nașterii Domnului. Am sunat pe un coleg de-al meu, pe fratele Caleb, și am spus, hai să mergem până la spital. Am găsit pe șeful clinicii de acolo, a secției, i-am spus cine suntem, ne-a primit foarte bine. A fost așa bucuros că mergem să-l vizităm în vremea aceea pe bărbatul respectiv. A intrat pe fișă, a văzut toată situația lui și ne-a spus, domnilor, faceți tot ce puteți pentru el, că omul acesta, din punct de vedere oncologic, n-ajunge sfârșitul anului, trăiește câteva zile. Ne-am dus în salon, ne aștepta, știa cine suntem, de la sora lui, de la fratele păstor care îl sunase. Am început să discutăm cu el, să-i spunem că ne bucurăm, că s-a hotărât să se întoarcă la Domnul. Și el, cu o seninătate așa pe față, a zis, domnilor, mulțumesc că ați venit, vă apreciez. E adevărat că trebuie să mă botez, dar am să mă botez peste 2 luni. Și am zis, cum peste 2 luni? Și am încercat noi să-l motivăm să... Și el foarte senin, peste 2 luni. Bine, dar părinții dumneavoastră s-au rugat pentru dumneavoastră, au postit, dumneavoastră sunteți singurul din familie, om de 60 și ceva de ani, care nu v-ați pocăit, nu v-ați căsătorit niciodată, ați trăit o viață... Și el cu aceea seninătate a spus, domnilor, mulțumesc frumos, mă botez peste 2 luni. A avut o rugăciune și așa cu inima zdrobită, am plecat, l-am sunat pe păstor de pe scările spitalului și a zis, frate Bujor, sunt șocat, nu-mi vine să cred. Am sunat pe sora lui din curtea spitalului, a început să urle la telefon, plângând. Și a zis, frate Bujor, frate păstor, părinții noștri s-au uscat pe picioare postind, rugându-se pentru fratele meu. Au murit pe rând, au plecat din lumea noastră, nemulțumiți că nu s-a pocăit. Am crezut că acum e momentul, nu se poate, cum să nu accept? După o săptămână și o zi, înainte de anul nou, m-a sunat același frate păstor și spunea, frate Bujor, oricum v-am stricat cumva sărbătorile, nu puteam să nu vă sun. Omul nostru a plecat de la Cluj spre Iași. Mai are o oră și jumătate și ajunge în zona noastră. Numai că este în sicriu. Am avut așa o durere în inimă. Auzeam vocea lui senină cu o săptămână și ceva înainte, mă botez peste 2 luni. Nu este mântuire pentru mâine, nu este întoarcere pentru mâine, nu este salvare pentru mâine, salvare este pentru astăzi. Ești un fiu risipitor, m-a scurs pe unde a internetului să te cerceteze Duhul Sfânt. Ești aici în biserică să te cerceteze Duhul Sfânt. Ești un frate, o soră care ai nevoie să te întorci împreună cu mine din toată inima la Domnul, să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu. Și fie seara întoarcerii, când se spune despre noi, nu că am plecat întristați de toți și am pierdut șansa mântuirii, să fie seara când să se spună că ne-am întors la Domnul, ne-am pocăit din toată inima și ne-am asigurat întâlnirea cu Domnul în cer. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă Domnul v-a îngăduit să ne mai întâlnim pe mântul acesta, să fie așa. Dacă nu, ne întâlnim sus. Le vom saluta sus și vom fi o bucurie și o veșnicie cu Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze.